Vista și surori, doamnelor și domnilor, pentru mesajul în limba română în această seară, cuvântul Domnului este în a doua epistolă a lui Ioan, versetul 7. 2 Ioan are un singur capitol, dacă vreți, capitolul 1, versetul 7. Și aici cuvântul Domnului spune în felul următor. Pentru că în lume au intrat mulți înșelători care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în carne, în trup. Acesta este un înșelător și un anticrist. Amin. Cum spuneam în serviciile anterioare, vrem să păstrăm această poziție de a sărbători nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în luna aceasta, așa cum am obișnuit și în anii precedenți. Și pasajul pe care l-am citit vorbește despre întruparea Domnului nostru Iisus Hristos într-o manieră aparte. Suntem în timp când epistola aceasta este scrisă aproximativ 50 de ani după moartea și învierea Domnului nostru Isus Hristos. Și deja Biserica are probleme, are probleme de doctrină. Nu Biserica are, ci Biserica este atacată cu doctrine nebiblice. Sunt oameni care se furișează chiar în biserică și de la învoanele bisericilor proclamă învățături care sunt nebiblice, învățături care nu sunt adevărate și care dezonorează viața și frumusețea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În seara aceasta, mesajul meu se va intitula și o să vedeți de ce, mantaua murdară mantaua murdară the dirty mantle textul nostru ne spune trei lucruri legate de întruparea domnului nostru Isus Hristos primul este un gând despre Mulțimea înșelătorilor. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Pentru că în lume au intrat mulți înșelători. Este vorba de două tipuri de oameni care sunt chemați să lumineze Biserica lui Dumnezeu prin darul pe care ar trebui să-l aibă din partea Domnului, chemați să învețe. Deci, învățătorii și profeție, darul profetic. Dacă aceste două daruri nu merg după rânduiala lui Dumnezeu și după călăuza directă a Duhului Sfânt, învățătura acestor oameni va fi o învățătură falsă. Că și când este vorba despre Domnul Isus Hristos din nefericire, este o mulțime mare de oameni care atacă persoana Mântuitorului. Pentru că în lume au intrat mulți înșelători. Mulți. Timpurile în care noi trăim sunt ca și cele ale lui Ioan. Cum am spus, abia au trecut 50 de ani de la moartea și învierea Domnului Isus Hristos și erau mulți cei care atacau Dumnezeirea, Fiului lui Dumnezeu, dumnezeirea lui Isus Hristos. La fel se întâmplă și astăzi. Și mai ales în preajma sărbătorilor, cum este cea nașterii Mântuitorului, pe care o sărbătorim în aceste zile, presa în timpurile noastre, internetul, radioul, televiziunea, sunt pline de învățături una mai Nepotrivite decât cealaltă. De ce? Pentru că sunt mulți înșelători. Sunt mulți înșelători. Și este un principiu pe care l-a enunțat Mântuitorul Isus Hristos și pe care cel rău îl știe. Lovește în lider, lovește în Dumnezeu, în Isus Hristos, lovește în Păstor și Biserica se împrăștie. Dacă reușești să denicrezi, pe cel ce este în față, atunci, cu ușurință, duci în eroare Biserica lui Dumnezeu. Dacă nu avem oameni care să stea în picioare și să știe ce cred, să știe ce spune Scriptura, suntem în pericolul de a promova învățături false. Învățături care nu sunt revelate în Cuvântul lui Dumnezeu. Și să știți că de multe ori distanța dintre curat și fals este foarte mică. Un fir de păr, o virgulă. De exemplu, este o uh, mișcare creștină care nu crede că Sufletul trăiește după moarte. Nu crede spune că și sufletul se coboară cu trupul în groapă și fie stă într-o stare de adormire totală, fie moare și sufletul. Și pentru că au probleme cu acest text biblic pe care l-a spus Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, adevărat, adevărat îți spun, azi vei fi cu mine în rai. În rai nu intră oameni morți, și nu au ce să intre oameni morți în rai. Ce să facă oamenii morți în rai? Dar ca să le iasă socoteala, până acolo s-au dus, eu aș spune, cu durere de inimă, în nerușinarea lor, încât au schimbat și gramatica limbii române, și gramatica ebraică și greacă, și au tradus în felul următor, pentru că, dumneavoastră, știți, în, 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 în limba fiecărui popor sunt reguli cum să scrii, unde să pui punct, unde să pui două puncte, unde să pui punct și virgulă, unde să pui virgula. Și ei au tradus în felul următor, au schimbat punctuația. Adevărat, adevărat, îți spun azi, și-au pus virgulă după azi, ca să se facă o oprire. Adevărat, adevărat, îți spun azi, vei fi cu mine în rai joi după miercurea ciuc, dacă mi-e putea să ajungi până atunci. Dar nu așa scrie în Scriptură. În Scriptură scrie adevărat, adevărat îți spun, azi vei fi cu mine în rai, nu mâine. Dar din nefericire, mulțimea înșelătorilor, a învățătorilor falși e mare astăzi. Prea mulți păstori, prea mulți învățători, prea mulți teologi, slujesc pe cel rău, pe diavolul și nu pe Dumnezeu și nu biserica. De aceea sunt ordinați păstori homosexuali, de aceea sunt promovați oameni care sunt lepădați de credință, lepădați de Dumnezeu și de aceea biserica arată așa cum arată în aceste zile din urmă. Mulțimea înșelătorilor. În al doilea rând, ceea ce vedem aici este mesajul lor care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în carne, în trup. A, Iisus! E posibil, spun ei, e posibil să fi fost un om religios, e posibil. Dacă spuneți că e Dumnezeu, și asta ce vă spun eu acum, predică mulți teologi, mulți păstori în biserici, dacă afirmați că e Dumnezeu, uh, el nu s-a întrupat. Dumnezeu nu se întrupează. A fost o iluzie. Li s-a părut oamenilor că văd o persoană așa cum s a arătat îngerii. Așa s-a arătat și Dumnezeu. Mesajul lor este un mesaj fals. Este un mesaj în afara scripturii. Dar dați-mi voie să vă spun un lucru. A mai fost un timp în istoria omenirii pe care Dumnezeu a zis că nu-l va repeta în forma în care s-a întâmplat la închiderea acelui timp. Când oamenii au crezut fals și oamenii au început să se încuscrească cu demonii, cu diavolii și toată rasa umană a fost pervertită. DNA-ul ei, structura rasei umane a fost pervertită. Au rămas Opt oameni pe pământ care să mai ducă din existența adamică cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat la începutul creației omului. Noie și casa lui. Toți au pierit ceilalți, toți au pierit. Mulțimea lor a fost mare. Și acestei mulțimi Dumnezeu i-a spus într-o zi prin Domnul Isus Hristos. De ce spun lucrul acesta? Pentru că se va repeta. <coughs> În 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 18, Sfântul Apostol Petru, inspirat de Duhul Domnului, spune și unii fac o doctrină falsă și din aceasta, mulți, că Domnul Isus Hristos, cel care a murit, pe Golgota. S-a dus în locuința morților, fiindcă și Hristos a suferit odată pentru totdeauna pentru păcate, el cel drept pentru cei nedrepți, ca să vă aducă la Dumnezeu. El a fost dat la moarte în trup, dar a fost făcut viu prin Duhul 19, în care de asemenea s-a dus și le-a predicat duhurilor în închisoare. Și de aici este doctrina cu rugăciunea pentru morți, cu purgatoriul de la această înțelegere greșită a textului Sfintelor Scripturi. Iisus Hristos a dus în locuința morților, însă ceea ce vreau să vă spun este că cei ce predică că li se mai dă o șansă după moarte celor care au trăit cum au vrut în lumea aceasta, și li se dă o șansă după moarte dacă plătim bine, dacă plătești bine niște slujbe la preot care este mai corupt decât ăia care sunt morți. Vor fi transferați morții direct în paradis din iad. Locuința morților are mai multe compartimente. Mai multe compartimente. Avea cel puțin trei pe vremea când Iisus Hristos era. Acum sunt două. Dar atunci avea trei. Era compartimentul numit Sânul lui Abraham, unde, când mureau sfinții, se duceau în compartimentul acela, în prezența lui Avraam. Apoi era compartimentul celor răi, Sheolul sau Iadul, Este locul temporar unde cei răi așteaptă judecata divină. Iadu nu-i definitiv. Și apoi mai este un al treilea compartiment. Acest al treilea compartiment, a Sfântul Petru, ne spune că se numește Tartarus. Tartarus. În compartimentul acesta s-a dus Domnul Isus Hristos, pentru că ne spune clar acolo textul, dacă vă uitați mai departe, în 1 Petru, capitolul 3, că s-a dus la cei care, în vremea lui Noie, au trăit în neascultare. În Tartarus au fost toți. Oamenii, jumătate oameni, jumătate demoni. Și acolo sunt și astăzi, așteptând judecata finală a lui Dumnezeu. Dar s-a dus Domnul Iisus Hristos să le predice, nu să le predice Evanghelia să fie mântuiți, ci s-a dus Domnul Iisus Hristos să le spună ce s-a realizat pe cruce. Și termenul folosit acolo, așa cum vă spuneam în alte ocazii, pentru a predica, este grecescul cheruso, cheruso, care nu însemnează a predica ca să fie cineva îmbiat cu mesajul salvării. Pentru că a predica cu mesajul salvării în greacă este evangelizo, de unde avem noi, a evangeliza. Evanghelizo, ai spune vestea bună că poate fi salvat. Cheruso este să faci de cunoscut un fapt care a avut loc. Și când Iisus Hristos a coborât în locuința morților, s-a dus la Tartarus, la cei care au vrut să împiedice întruparea Lui. Și sunt convins că le-a spus ceva de felul acesta. Bobocilor, pe mine ați încercat să mă opriți să mă nasc. Uite, eu m-am născut, am murit, iar acum sunt viu în vecii vecilor. Iar voi sunteți condamnați în vecii vecilor. De aceea sunteți închiși aici în Tartarus. Pentru voi nu mai există nicio salvare. Dar pentru aceștia, Iisus Hristos a avut un mesaj și va mai avea într-o zi un mesaj. Pentru că cei ce neagă dumnezeirea Lui, indiferent cât de mulți sunt, se vor întâlni într-o zi cu Iisus Hristos și li se va spune, pentru că n-ați crezut în singurul fiu al lui Dumnezeu. De aceea, pedeapsa voastră este o pedeapsă eternă într-un iaz de foc și de pucioasă. Mesajul celor care spun, Iisus nu s-a întrupat, va fi confruntat de cel întrupat, de Iisus Hristos. Și apoi în al treilea rând și în ultimul rând, uitați-vă la mantaua lor. De ce am spus mantaua murdară? Mulțimea celor care înșală este mare. Mesajul lor este un mesaj de înșelătorie, bineînțeles. Evanghelie care să gâdele urechea, se le, să le spună la oameni ce le place să audă. Dar mantaua cu care ei sunt îmbrăcați este murdară. Mantaua lor este anticristică. Este anticristică. Oricine pune manta de anticrist pe el, sfârșitul pe care îl va avea nu va fi unul în împărăția lui Dumnezeu, ci unul în pedeapsa eternă. De aceea să ne ferim să ne îmbrăcăm cu mantaua aceasta care denigrează pe Domnul și Mântuitorul nostru și să-L rugăm să ne îmbrace cu haina Sfinților. Cu mantaua albă a salvării, spălați în sângele Domnului Isus Hristos, pentru că în ziua când El se va arăta, să putem și noi, ca toți sfinții despre care vorbește în Apocalipsa, îmbrăcați în alb, să stăm în prezența Lui pentru totdeauna. Ajută-ne, Doamne! Amin!